Lipsa apei la robinete le-a forțat mâna. Din cele 11 asociații înregistrate cu datorii totale de peste o jumătate de milion de lei, se pare că în cazul a 3 asociații, cetățenii au concluzionat că nu se poate fără apă potabilă și și-au achitat mare parte din datorii. Per total, datoria scadentă față de ACET a ajuns la doar 300 de mii de lei din partea asociațiilor cu probleme. Asociațiile de proprietari cu musca pe căciulă au solicitat firmei ACET Suceava un scurt răgaz pentru a putea încasa cât mai mulți bani de la locatari, ținând cont de faptul că în această perioadă cetățenii își primesc pensiile și salariile. În primul rând că la ora actuală nu avem niciuna debranșată. Am avut săptămâna trecută o asociație la care s-au făcut debranșări. Joi, vineri am reluat furnizarea pentru că au plătit cam două treimi din debitul restant. Într-adevăr, sunt două asociații care nu mai au niciun fel de datorii. Eu mă refer la datorii față de graficul de eșalonare. Celelalte asociații fac încasări și fac eforturi să vină cu datoria cât de cât la zi. Spuneți-mi, a mai scăzut datoria celor 11 asociații față de ACET? Cât de cât se simte? Da, se simte ceva, puțin, dar se simte. Adică, de exemplu, la sfârșitul săptămânii trecute, din 500 de mii, cât era datoria la astea 11 asociații, acum e 300 de mii. Noi așteptăm, nu ne-am făcut un scop în sine din a debranșa. Asta e ultima acțiune la care recurgem după numeroase discuții, după analiza graficilor, după evoluția încasărilor, că îi urmărim zilnic, suntem în contact cu ei.